alături de noi și am tot urmărit pe repeat acel filmuleț, Shumi, în care efectiv echipa ta se transformase într-o galerie, iar tu erai idolul de altă dată. Cum erai aclamat de Tribuna Giuleștiului, erai aclamat acum de jucătorii tăi în vestiar. Te salut și te felicit da, în același salut, timp. Dane, salut, Dane. Mulțumesc frumos. Dar înainte să intru cu voi în această emisiune, vreau să transmit în primul rând sărbători fericite, Crăciun fericit tuturor românilor și vouă în special. Mersi. Am informații că pleacă un transport către tine. Un transport cu produse tradiționale. Da. Vine nevastă mea, da. Cred că de-abia aștepți, mă gândesc. Da, păi n-am văzut-o, că n-am văzut-o de 5 luni, a avut corona, toată familia, am avut și eu problemele mele, da? Nu mai contează. Important este să trecem cu bine, să ne bucurăm de viață, de clipele pe care le trăim, fiindcă e greu până străin, e greu în momentul în care ai jocuri din 3 în 3 zile, te întâlnești cu fel de fel de caractere și aici mă refer la jucătorii mei, acum unii sunt, îmi cer să, da, să stea și ei cu copiii, să-și petreacă Crăciunul, alții ei sunt musulmani, turcii n-au nicio treabă, vor să facă antrenament, deci atunci va trebui să vină antrenament și mâine, în ziua de Crăciun, și azi în ajunul Crăciunului. Acum am venit la stadion, am călătorit de la Istanbul și intrăm la recuperare. Jucând duminică cu Alania, cu liderul campionatului, la noi acasă. Da, multă baftă și duminică, dar Doamne, sigur că tu treci sau ai avut parte ieri de momente frumoase, dar mă gândesc așa, cumulate toate și ce s-a întâmplat cu Fenerbahçe, ultima perioadă, mie mi se pare că e una, nu știu, nepereche în carieră. Sigur că de fiecare dată îți găsești... Da, este, cred că e cea mai bună perioadă a carierei mele de antrenor. Am reușit să bat 3 echipe din Istanbul, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe și Kasımpaşa, a patra. Am pierdut doar primul joc, acela cu Galatasaray la început, pe niște greșeli de arbitraj, dar nu mai contează la momentul respectiv. În ultimele 10 etape suntem pe primul loc la 3 puncte de celelalte. Am urcat pe locul 4, loc de cupă europeană. Noi avem un joc mai puțin decât celelalte din față. De exemplu, Fenerbahçe este etapa viitoare. Vom vedea ce se va întâmpla. Trăim așa un vis, e adevărat. Acum te bruiem, dar te bruiem cu imagine din vestiar pe care le văd și telespectatorii noștri. Da. Ce e cu scandarea asta? E mai de mult sau? Nu, ad hoc, așa. Nu, au învățat-o ei de vreo la 2-3 jocuri sau... Eu nici nu mai mi-aduc aminte că în momentul când ești implicat în joc așa, nici nu știu dacă suporterii, asta era scandarea suporterilor, nu mai mi-aduc aminte că atunci ești implicat în joc, dar te simți flatat așa, te simți apreciat, te simți... I-am făcut să joace pentru mine jocul ăsta. I-am făcut să joace pentru mine, am avut o discuție cu ei la ședința tehnică, le-am explicat, le-am arătat, le-am explicat că în momentul de față sunt singurii care mă pot ține pe loc, având o ofertă, nici mi-e și frică să o pronunț și nici nu vreau să o pronunț. Le-ai arătat jucătorilor oferta pe care o ai? Da, din țările arabe și le-am spus, în cazul în care câștigați acest joc, vă promit că nu voi pleca și rămân cu voi în continuare. În cazul în care nu, atunci va trebui să o luăm de la capăt, vom avea meciuri grele și nu mai vreau să mai mă bat iară pe la locul 10-12. Zic, acest joc este puntea dintre ceea ce ați făcut până acum și să demonstrați, să deveniți o certitudine, faceți-mă să rămân aici. Le-am spus lucrul ăsta, primul lucru când am intrat în vestiar, toți pronunțau suma care o văzuseră pe ofertă și spuneau... Și râdeau și zicea, finish, coach, you stay here. Ziceam, stai aici. Ok. Le-am promis, continui cu ei până la vară și asta este chiar dacă... Oferta era de acum, Shumi? Adică să fi plecat în această iarnă? Nu, mâine să fi plecat, nu acum. Azi sau mâine. Singura problemă era că Saudia este închisă în momentul de față pentru o săptămână. Dar cred că se găsea o soluție.
Și nu ne spui și nouă, dacă ai spus jucătorilor, nu ne spui și nouă oferta? Păi n-am de ce să... A căzut, nu mai e valabil, nu e valabil nimic, rămân aici. N-are foarte bine, dar mie mi se pare că ești foarte inventiv și reușești meci de meci să găsești... Nu, lumea comentează iară că autopropun eu peste tot, că vorbesc că am oferte, că nu l-am. Acum, cu modestia de rigoare, rezultatele vorbesc. E normal când bați Fenerbahce, Başakşehir, campioana țării, Beşiktaşul, e normal să ai oferte, să-ți vină oferte. Iar eu am lăsat, am un nume foarte bun în ceea ce înseamnă Arabia Saudită. Adică am luat șababul de pe locul 11 și am dus pe 5 calificându-i în Arabia în cap și la un punct de Champions League al Asiei. Și atunci ești normal să fii apreciat și să ai oferte de acolo. Jucătorii ca jucătorii, dar stafful tău nu... Ce spune despre decizia pe care ai luat-o? Pentru că bănuiesc că... E împărțit. Stafful meu e împărțit. Din păcate nu l-am pe Cristi lângă mine, care are o problemă familiară. Am văzut și eu postarea și multă sănătate pe această cale. Am văzut și eu postarea. Deosebit de gravă. Facebook. De altfel se află la Istanbul, la Cibadem, cu... Da, cu soția. O problemă de familie cu soția. Multă fine. Sănătate. Da. Păi e foarte important. Este omul cu care am crescut, care a jucat cu mine la sportul 10 de ani. Lucrează cu mine de 7-8 ani. Când intru în cabină și văd scaunul liber, îmi dau lacrimile că nu este lângă mine, dar traversează o perioadă foarte delicată și o tragedie. Dar asta este, trebuie să fim puternici și eu l-aștept pentru oricând lângă mine, fiindcă este un om cu experiență extraordinar de mare și m-a ajutat în carieră enorm. Revenind la staff, e împărțit. Dacă te gândești la bani, trebuie să plecăm ieri. Dacă te gândești la omenie, la ceea ce am făcut aici, la ceea ce am adus, mă refer la Toșca, la Maxim, la toți jucătorii care au venit, Kevin, Miralas, am reușit în 5 minute să-i conving la telefon să vină. E adevărat, mi-e greu, mi-era greu, dar vreau să mă gândesc, ți-am spus, îmi doresc să fac mai mult, îmi doresc să realizez ceva, am nevoie de un target, am nevoie de ceva care să mă facă, ok, mi-am demonstrat că pot reuși la o echipă mică din Anatolia să fiu acolo, să mă bat locul 6, 7 și cu Kayseri la fel și acum cu ce. Îmi trebuie ceva mai mult, vreau să câștig trofee, mi-e dor de ceea ce am făcut la Astra și atunci aveam această șansă. Să fi plecat acolo să mă bat la trofee. Deci era o echipă care se bătea la trofee, clar. Da. Dar acum, Şumicu, Gaziantep, ne uitam pe clasament cu o victorie, cu liderul Alania, ești acolo, pe primul loc, în frunte. Se vorbește de ceva performanțe, de posibile rezultate sau poate în această campanie transferul care urmează să vă întăriți, să vă resetați, să vă schimbați obiectivul din mers? Crezi că se poate ceva de genul acesta? Cum să se vorbească când bașcadul clubului este la interviu și spune, îl întreabă toată țara vorbește de Şumudică și îl întreabă cu Şumudică, zice, avem timp să discutăm în martie, aprilie și eu termin contractul la sfârșitul lui aprilie. Păi dacă el crede că eu l-aștept până în aprilie pe el să discute cu mine, trebuie să se întrebe și el dacă mai vreau eu să continui aici. Dar astea sunt oamenii. Eu îi las în pace, îmi văd de treaba mea. Deci imaginează cu ce fel de oameni lucrez. Deci dacă bașcanul clubului iese ieri la interviu, după ce eu în ultimele 7 meciuri am 6 victorii și am un meci mai puțin, am și stat o etapă prin 21 de echipe și suntem pe locul 4, cu șanse mari de a trece pe plic chiar pe prima poziție acum, etapa viitoare, la egalitate cu Alania, fiindcă Fenerbahce stă, iar Galatasaray are un meci extrem de greu la Trabzon, deci putem să trecem pe prima poziție. Eu termin contractul în mai și bașcanul clubului, care eu respect, este un om extraordinar, un om care este prima oară în fotbal, în fine. E adevărat că am așa, ca mână liberă, că eu fac tot ce se întâmplă la nivelul clubului și de-aia sunt apreciat de jucători și de toată lumea, fiindcă nu duc lipsă de nimic, adică mă bat pentru ei, pentru tot ceea ce înseamnă organizare, am organizat clubul ăsta de la zero.
Dar ce vreau să spun, dacă Pascalul clubului vine și spune că avem timp să vorbim în martie, aprilie cu Șumudică și tu încerci să discuți cu jucători din echipă care termină contractul, păi ăsta e lipsă de respect față de antrenor. Și atunci, singurul lucru care mă face să rămân aici sunt jucătorii, suporterii, care n-am ce să spun, nu că mă iubesc, mă divinizează. Peste 99% nu există un comentariu contra mea, păi ei au stat rețelele astea de socializare. Foști mari arbitri, foști mari jucători, media, toată lumea care spune că ceea ce joacă Gaziantep este cea mai bună echipă la momentul ăsta din Turcia. Să te duci să bagi la Kasımpaşa 4-0, care au bătut acasă și pe Galatasaray și pe toți, înseamnă enorm. Dar asta e altă problemă. Eu sunt foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat după meciul de ieri, cu interviul respectiv, și ușor, ușor, doar pentru jucători nu regret că am luat decizia și le-am promis să rămân alături de ei. Doar pentru jucători și pentru fani. Păi, deci, cumva e în tradiția ta, că practic și la Astra și în alte momente, da, legătura a fost cu vestiarul mai degrabă decât cu conducerea. Legătura și cu ei și cu fanii. Aici sunt foarte mulți fani și tot orașul care, ți-am zis, nu, un oraș care mă respectă și îl iubesc. Iubesc Gaziantep. Maxim e la maxim, ca să fac un joc de cuvinte, în sub mandatul tău, și sperăm să-l țină până în martie. Maxim este un jucător care, dacă e odihnit, decide oricând, poate decide joc. Dar să fie odihnit. El a avut o perioadă mai proastă în momentul în care tot era ba la echipa națională, ba la mine, ba la echipa națională, ba călătorea noaptea și pierdea toată noaptea pe drumuri și pe astea, nu era proaspăt. Maxim, dacă e proaspăt fizic... Păi și nu vin ofertele și pentru el și pentru Maxim, la cum joacă? Nu știu exact, eu n-am ce să fac. Toată lumea a crescut, toată lumea. Uite-te și tu pe Transfermarkt, de când i-am luat de un an jumate, toate săgețile sunt cu verde și sunt în sus. Tuturor le-a crescut cota enorm. Păi și cota ta crește, eu ți-am mai zis că mâine, poi mâine te vedem la un club mare din Turcia. Nu știu, m-a sunat un prieten al meu din Turcia și îmi spune, băi, și unii ziceai nebunit, ziceai, ce s-a întâmplat? Zice, bă, tu îți imaginezi că n-a existat un antrenor la Gaziantep sau la echipă din Anatolia sau ceva, decât dacă realiză o performanță mare, să fie pe ultima pagină a fanaticului într-o zi și a doua zi pe prima pagină a fanaticului. Și acolo nu se discută decât de primele patru echipe din Istanbul. Ce știi ce înseamnă lucrul ăsta? Ce știi ce înseamnă lucrul ăsta și pentru oraș, și pentru asta toată lumea trebuie să mândrească cu ceea ce face acolo. Dar, ți-am zis, am rămas ieri, nu dezamăgit. Sunt, deci, nici nu știu cum să o iau, nici nu știu ce să cred. Da, deci, comunicarea ta cu patronatul, cu conducătorul echipei, nu mai e la nivelul la care trebuie? Sau? Nu, a fost tot timpul foarte rece. Ah, foarte rece tot timpul. Foarte rece. Foarte rece, fiindcă nu sunt un tip care să... Eu nu mă plec, știi cum e. Nu. Eu sunt pe drumul meu. Sunt pe drumul meu, îmi fac treaba mea, muncesc, vreau să fiu respectat, vreau să fiu plătit la timp, înțeleg dacă sunt probleme, cum am înțeles și la asta când erau, dar, în rest, Bascanul care m-a adus aici s-a retras, este Bascanul de onoare, el m-a adus, el m-a dorit foarte mult, chiar dacă sunt singurul antrenor străin, e foarte greu să intri în Turcia aici, nu vreau să discut cum se pun antrenorii, adică nu vreau că așa, ne face mari probleme. Șumii, e foarte greu. Șumii, te salut, Florin Bratu sunt. Eu știu foarte bine, cel puțin în Liga a doua, în Turcia, nu acceptă decât antrenori turci, iar în prima ligă e foarte greu să intri, pentru că este un nivel atât de mare încât e complicat și pentru asta te felicit. În primul rând, în al doilea rând, voiam să-ți mulțumesc pentru că ai fost unul din puținii oameni de fotbal care atunci când mi-a fost greu, mi-a dat un mesaj sau m-a sunat. Și ăsta este Marius Șumudică și pentru asta îți mulțumesc. Și trei la mână, am vorbit acum 3 săptămâni chiar cu Fatih Terim la telefon, câteva minute bune, și mi-a vorbit foarte frumos despre tine și ăsta este un lucru mare. Asta,
Asta arată ce ai construit acolo și construcția asta vine pe niște rezultate, știi? Și rezultatele, până la urmă, îți alocă respectul celor din jur și te felicit. Mulțumesc, mulțumesc. Te aștept să ridic cât mai repede unde ți-e locul, că eu ți-am mai zis ție. Ai carismă și trebuie să antrenezi. Trebuie să antrenezi, fiindcă am crezut mereu și cred că Dinamo, la momentul respectiv, când aveai rezultate și când crescuței jucători... Da, trebuia să aibă mai multă răbdare, puțin mai multă răbdare. Trebuia să aibă răbdare și să-ți dea încredere și cu siguranță Dinamo nu era astăzi unde se afla. Da, mulțumesc, o problemă și... Te afectează și pe tine situația lui Dinamo? Adică de departe, de unde nu, ești? Nu, dar eu cu Florin n-am avut o relație deosebită. Am fost foarte puțin colegi la Rapid, n-am avut, dar este un tip onest, un tip care mi-a plăcut ca antrenor, un tip care n-a putut să-și exprime ceea ce poate să facă. Și atunci eu nu detest lucrurile astea. Și tot de aceea am dat și mesaj, la momentul ăla asta am simțit în sufletul meu și mă afectează, da, mă afectează ce se întâmplă la Dinamo, fiindcă Dinamo e un club cu nume, mă afectează ce s-a întâmplat la Rapid și continuare îmi doresc ca Rapidul să promoveze, mă afectează că au dispărut echipe cu nume, Timișoara și echipe care au fost Brașovul. Da, mi-aduce aminte de ceea ce am făcut ca jucător și unde jucam. Corect, și ce adversitate era și ce meciuri erau. Ne-am trăit cu toții, din păcate nu le avem acum, dar poate în timp se vor întoarce și aceste meciuri. Mulțumim mult de tot pentru această legătură. Încă o dată, felicitări vă și un Crăciun frumos alături de... Vă salut pe toți, Crăciun fericit și tot ce vă doriți. Sărbători frumoase și mie, numai bine, acum succes! Acum mi-am dat seama de ceea ce înseamnă să fii sănătos sau să nu fii sănătos. Să ai probleme de sănătate. Așa e, multă sănătate. Vă doresc sănătate. Numai bine și sănătate. Toate sănătate, bune. Numai bine. Da, stă de vorbă cu Marius Șumudică, dar comentăm ce am vorbit cu Șumii după o scurtă pauză de publicitate.